Sute de sindicaliști din sănătate, educație, poliție și transporturi au protestat astăzi în Piața Victoriei din capitală. Câți participanți, atâtea cereri și atâtea nemulțumiri. În timp ce unii vor să iasă la pensie mai devreme, alții cer măriri salariale. Agricultorii solicită ajutor, iar transportatorii protecție. Organizatorii amenință cu mișcări de stradă și în perioada următoare. Constantin Crăciun are 80 de ani și spune că muncește de când se știe în agricultură. A venit în fața guvernului tocmai din Vrancea pentru că nu a primit niciun ban din ajutorul promis de autorități. Vorbesc mult, nu fac nimic. Nu-i chiar așa ușor să ne asociem. Și eu am cooperativă și are profit zero. Lipsa muncitorului în agricultură. Dau ajutor de șomaj și ei nu ține cont ca să-i voteze și noi ducem lipsă. Să vină în mijlocul nostru. Să ne întrebi care sunt necazurile. La protest au venit și reprezentanții personalului auxiliar din educație și sănătate, care se plâng că salariile nu le-au mai crescut de ani buni. Până acum nu am trăit astfel de evenimente și astfel de inechități și nu ni se pare normal și vom protesta până vom intra într-o normalitate firească. Am fost separați pe familie ocupațională, pe acest, ca și cei din sănătate, ca și tot restul personalului acesta tehnico-administrativ. Și normal, atunci când s-au făcut creșterea salarială pentru cadrele didactice și didactic auxiliar, ei au beneficiat, să zicem, profesorul în decursul anilor. Dăm un procent așa în decursul anilor, 25%. Nouă ne-a dat 1%. Sindicatul transportatorilor, pe de altă parte, spune că angajaților li se aplică politica pumnului în gură. Beneficiem de grupă de muncă și ne-a luat din 2007, nu mai beneficiem de ea. Vrem să se adopte o lege a avertizorului de integritate care să protejeze salariații care sesizează fapte grave comise de conducere numite politic. Avertizorii care au întrăznit să facă acest lucru, să sesizeze, au fost concediați. Avem liderul nostru de sindicat, Valeriu Ciobănescu, este concediat a doua oară, stă de 3 ani de zile fără servici, pentru că niște șmecheri din politic au preferat să-l dea afară. La protest au fost și sindicatele din poliție care cer reducerea vârstei de pensionare, pe motiv că de la o vârstă nu mai sunt apți din punct de vedere fizic să-și îndeplinească sarcinile de serviciu. Ne-am adunat aici pentru reducerea vârstei de pensionare pentru polițiștii locali, da? Fapt prevăzut de legislația în vigoare, dar nu știm din ce motive nu se aplică. Eu, la 58 de ani, mai am încă 7 ani în care nu știu dacă o să am probleme de sănătate, cum o să desfășor activitatea pe stradă. Federația Sindicală Meridian este cea care a organizat protestul. Reprezentanții spun că vor continua să iasă în stradă până când guvernul va rezolva cererile fiecăruia în parte.